40.000 de școlari și preșcolari au început noul an școlar 2019-2020 în județul Călăraș. În majoritatea școlilor călărășene s-a auzit ieri clinchetul clopoțelului care vestea reluarea cursurilor. După cum știți, școala noastră este unitate reprezentativă la nivel județean, fapt demonstrat printre altele. De următoarele, este cea mai mare școală gimnazială din județ. În anul școlar 2018-2019 am avut un efectiv de 1169 de elevi care au muncit cu entuziasm, lucru demonstrat de rezultatele finale, procentul de promovabilitate fiind de 99,6%. La examenele și concursurile care s-au desfășurat în timpul anului școlar trecut, școala a avut rezultate deosebit de frumoase. Ne propunem să continuăm drumul ascendent pe care este angajată școala și să obținem rezultate la fel de bune, dacă nu chiar mai bune. Avem plăcerea ca la această festivitate să fie prezenți ca invitați de onoare reprezentanței principalelor instituții ale județului nostru, cărora le mulțumim pentru sprijinul acordat întotdeauna școlii noastre. Ne onorează cu prezența domnul prefect George Iacob, domnul primar Daniel Ștefan Drăgulin, de asemenea, din partea poliției, doamna Silvia Comșa și Cristina Ciobanu. Rugăm invitații să ne adreseze câteva cuvinte acum, la început de an școlar. Bună dimineața tuturor și bine ați venit la Școala Europeană Nicolae Titulescu. Îmi face plăcere să fiu alături de dumneavoastră, în fața dumneavoastră, nu o fac pentru prima oară, ci de fiecare dată cu bucurie spun același lucru de bună dimineață. Am o dublă calitate astăzi, în calitate de prefect al județului Călăraș, reprezentant al guvernului în teritoriu și în calitatea de părinte. Am ales școala Nicolae Titulescu din aceleași motive ca și dumneavoastră și cu siguranță nu am greșit. Le mulțumesc profesorilor și autorității locale, domnului primar, pentru buna gestionare a acestei școli. Vă doresc tuturor baftă și celor mici să învățăm împreună drumul către școala Nicolae Titulescu, drumul către performanță. Să aveți tot ce este mai bun. Vă mulțumesc! Bună dimineața! Dragi elevi, dragi părinți, stimați invitați, astăzi ne aflăm într-un moment festiv, momentul de început al anului școlar. Pentru noi, cadre didactice de la Colegiul Economic, este o mândrie că cei mai mici dintre elevi de la clasa pregătitoare ne-au ales. La fel, bobocii de la clasa a noua au avut ca opțiune Colegiul Economic Călăraș. Sperăm ca acest an să fie încununat cu cât mai multe realizări, să avem rezultate foarte bune la învățătură, de asemenea rezultate foarte bune la examenul de bacalaureat și la examenul de promovare la clasa 8-a. Colegiul Economic este o unitate de prestigiu din orașul Călăraș și noi suntem mândri să vă învățăm. Rolul nostru de dascăl este de a crea caractere, de a vă putea ridica pe voi spre culmi cât mai înalte. Începem acest moment festiv cu o slujbă religioasă. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel rău. Tata este împărăția, puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne miluiește. Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce dintr-un începutul zidirii Tale ai pus întrânsa înțelepciune, cumpănă și putere, Cel ce pe omul creat de Tine l-ai înzestrat cu suflet viu, cu libertate și conștiință de sine,
cu virtutea de a alege între bine și rău, cu puterea de a te cunoaște prin descoperire, dar și prin făptura ta cea văzută și nevăzută. Cel ce ai zidit întrânsul minte luminată și judecată limpede, cel ce l-ai înarmat cu gând pătrunzător și dreaptă socotință, tu cel ce l-ai împodobit pe David cu darul cuvântului și pe Solomon cu harul înțelepciunii, tu, Părintele Domnului nostru Iisus Hristos, care la vârsta de numai 12 ani îi uimea pe învățații din templu cu învățătura cea mai presus de cuprindere. Tu, Doamne, cel dintr-o înălțimea cerului tău cel duhovnicesc, îi vezi acum pe tineri aceștia la pragul cărților deschise și în așteptarea dascălilor lor. Tu însuți, Dumnezeule, binecuvântându-le începutul, întărește-le voința și luminează mintea spre dobândirea cunoștințelor celor folositoare și spre descoperirea adevărului tău. Păzește de cursele rătăcirilor celor pierzătoare de suflet, înalță-i deasupra grijilor mărunte, dăruiește-le râvna învățăturii și cuprinderea cunoașterii. Înzestrează-i cu voința ta de a servi biserica, patria și neamul prin comoarea sufletului lor. Deprinde-i cu bucuria de a rosti numele tău și de a-și pune nădejdea în ajutorul și binecuvântarea ta. Că tu ești Dumnezeul nostru, ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mântuiește, Doamne, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Biruință binecredincioșilor creștini, asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea ta păzește pe poporul tău. Mântuiește, Doamne, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Biruință binecredincioșilor creștini, asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea ta păzește pe poporul tău. Bună dimineața tuturor! Ca în fiecare an, pășesc în liceul economic cu emoție, pentru că este un liceu de suflet mie. Cunosc foarte mult profesori, cunosc absolvenții al acestui liceu, lucru care mă determină de fiecare dată să am emoții. Am venit aici în fața dumneavoastră din mai multe motive. Unul, ca numele meu al Consiliului Local să vă urăm tuturor succes, de la cei mici, de la clasele ajutătoare, clasa 1 până la clasa 8 implicită, a 9 și a 12-a. De asemenea, părinților, bunicilor, tuturor multă sănătate și să aibă răbdare cu cei mici, pentru că ei sunt viitorul nostru și nu în ultimul rând domnilor și doamnelor profesori, pentru a le ura putere de muncă, tenacitatea pe care o știu că o au și succes în tot ceea ce face. În al doilea rând, vreau să vă spun că vin în fața dumneavoastră aici nu să vă cer iertare. În această perioadă, după cum știți, în municipiul Călăraș se desfășoară o serie de activități privind modernizarea străzilor. Este vorba și de strada Crivița. Am reușit să ajungem aproape până la școala numărul 1 și va urma în perioada ce vine să intrăm și în zona dumneavoastră. Și aș dori să aveți înțelegere și să fiți alături de mine și de conducerea primăriei și să încercați pe cât posibil să ne sprijiniți prin atitudinea pe care o aveți. Nu se face nimic fără sacrificiu, nu se face nimic fără efort și fără înțelegere. Eu vreau să vă mulțumesc de pe acum, vreau să le mulțumesc profesorilor și cadrelor didactice, de fapt, pentru rezultatele obținute cu elevii în anul ce a trecut, iar anul școlar 2019-2020 să fie un an plin de succes, de realizări și de tot ce vă doriți dumneavoastră. Să fiți sănătoși și Doamne ajută!
Mulțumim. De asemenea, este alături de noi din partea Inspectoratului Școlar Călăraș, doamna inspector școlar general adjunct, doamna Caraion Stăluța, care este și colega noastră la Colegiul Economic Călăraș. Mulțumesc! Bine ați revenit la școală, dragi elevi, dragi părinți, stimați colegi. E un zi de mare încărcătură emoțională pentru noi toți. E un nou început de an școlar, pe care cu siguranță toți, da, ne-l dorim să fie mai bun decât cel care s-a încheiat. Bine ați revenit la școală, dragi elevi, după o vacanță bine meritată. Sunt convinsă că sunteți nerăbdători să vă revedeți colegii, dirigenții, domnii profesori, doamne profesoare. Vă urez celor care deja sunteți familiarizați cu școala să vă doriți ca fiecare zi, în fiecare zi să fiți mai buni decât ați fost ieri. Pentru că numai printr-o muncă serioasă, printr-o mare, hai să spun, dorință de a pătrunde bine pe calea cunoașterii, sub îndrumarea profesorilor, veți reuși în viață. Pentru copilașii de la clasa pregătitoare, care astăzi, însoțiți de părinți, bunici, pășesc pentru prima oară în curtea unei școli. Știu că vă este sufletul plin de emoții, curiozitate, teamă de necunoscut. Sunt convinsă că doamnele învățătoare, așa cum le cunosc, au, da, măestrie în a vă face acomodarea cu școala cât mai rapid și sunt convinsă că vă veți lăsa modelați sub bagheta magică a dumnealor. Iar dumneavoastră, dragi părinți, vă asigur că vom face tot ce stă în puterea noastră, astfel încât debutul copilașilor dumneavoastră să fie pe un drum cât mai bun. Pentru elevii de clasa a noua, care, iată, au făcut această alegere de a veni, de a fi elevi la liceul economic. Vă începeți astăzi viața de liceeni. Dragi boboși de clasa a noua, să fiți mândri de școala la care, da, ați optat. Așa cum spunea domnul director, este o școală care de-a lungul timpului și-a câștigat un anumit un prestigiu în cadrul învățământului călărășean. Avem, da, mulți, mulți absolvenți care sunt adevărați ambasadori ai Colegiului Economic, astăzi, da, deținând funcții importante în administrație, în antreprenoriat, în mari companii naționale, internaționale. Și sunt convinsă că și voi vă doriți, da, să aveți un parcurs profesional și să vă gândiți de pe acum viitoarea carieră. Școala vă oferă condiții foarte bune, chiar voi veți fi beneficiari unor noi laboratoare de informatică. Nu trebuie decât să vă doriți să învățați, să respectați profesorii, să vă respectați părinții, să vă urmăriți țintele și să vă atingeți visele. Orice an școlar aduce în față și multe provocări. Sigur că mulți cunoașteți noutățile acestui, da, an pentru elevii de clasa 8-a. Dragi elevi de clasa 8-a, stimați părinți ai elevilor de clasa 8-a, știți cu toții că
de curând a fost aprobat ordinul de ministru prin care se schimbă regula admiterii în liceu. Abordați cu seriozitate din prima zi de școală pregătirea voastră pentru examenul care, da, vă așteaptă la finalul clasei a 8-a. Știți foarte bine că dacă nu obțineți nota 5 la evaluarea națională, da, nu veți putea deveni liceeni așa de repede. Sigur că parcursul vostru profesional, da, are la finalul școlii profesionale, da, vă oferă dreptul de a termina și liceul. E, de aici, din acest moment, gândiți foarte bine unde vreți să ajungeți și ca atare seriozitatea voastră în pregătirea, da, pentru școală trebuie să fie bine cântărită. Sigur că lucrul acesta nu trebuie să scoată, hai să spun, să fie privit ca un blocaj, ca un zid în calea pregătirii voastre. Doar că mergem, da, ne dorim cu toții calitate, calitate în tot ceea ce facem. Și atunci, sigur că trebuie să priviți această schimbare ca o provocare și să fiți mândri când, după afișarea rezultatelor la vară, vă vedeți, da, cu rezultatul așteptat pe măsura eforturilor dumneavoastră. Stimați profesori și părinți, dragi elevi, onorată asistență, vă rog să-mi permiteți să folosesc acest minunat prilej pentru a reafirma preocuparea constantă și susținută a Jandarmeriei Române de a asigura cu toată responsabilitatea climatul de liniște și siguranță publică de care este nevoie pentru ca activitatea unităților școlare să se desfășoare în cele mai bune condiții, iar integritatea elevilor și a personalului didactic să fie permanent protejată. Totodată țin să-mi exprim convingerea că și în anul școlar care abia începe, colaborarea dintre Jandarmeria Română și instituțiile de învățământ aflate în zona noastră de competență se va desfășura cu aceeași seriozitate și implicare, atribute specifice atât ofițerilor și suboficerilor jandarmi, cât și corpului profesoral. Stimați profesori și părinți, Inspectoratul de Jandarmi Județean Călăraș dorește să-și aducă contribuția la extraordinara dumneavoastră menire educativ-formativă și împreună să creștem oameni demni, respectoși și capabili la hotărâri responsabile într-o societate din ce în ce mai complexă. Jandarmii călărășeni vă doresc în anul școlar 2019-2020 mult succes, sănătate și spor la învățătură. Vă mulțumesc! Mulțumim! Și acum un scurt mesaj din partea Inspectoratului Județean de Poliție Călăraș. Dragi elevi, stimați părinți și profesori, onorată asistență, a devenit deja o tradiție ca noi polițiștii să vă fim alături în această zi specială. Trăim împreună cu voi emoția unui nou început și anul acesta, mai mult ca în alți ani, venim în fața dumneavoastră pentru a vă asigura că adevărații profesioniști ai Poliției Române vă sunt alături și au ca prioritate siguranța dumneavoastră. Cei mai mulți dintre noi știm că un copil, indiferent de vârstă, are nevoie de atenție, de îndrumare și de protecție. Credem că o colaborare permanentă între polițiști, cadre didactice și părinți va asigura premisele unui parteneriat eficient care să conducă la prevenirea incidentelor ce ar putea perturba liniștea comunității în care trăim. Ne dorim ca împreună, prin dezvoltarea unui simț al comunității în jurul școlii, să oferim copiilor noștri un an școlar încununat de performanțe în siguranță. Acest lucru va presupune ordine în sistem, coordonare între autoritățile centrale și locale, planuri concrete și foarte multă responsabilitate. Nu este ușor, dar este o misiune pe care ne-o asumăm și în care credem. Este datoria noastră să vă fim alături, să vă acordăm sprijin și să contribuim la asigurarea unui climat optim de care fiecare copil are nevoie pentru o dezvoltare armonioasă. Vă mulțumesc! Bună ziua și bine ați venit!
La orice început de drum trebuie să-L avem alături pe Dumnezeu, ca și anul care urmează școlar să fie plin de înțelepciune, de liniște și de pace pentru fiecare. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dragi elevi, părinți, învățători, profesori, simbolic, septembrie devine sinonim cu ideea de educație și început de an școlar. Avem alături de noi astăzi invitați care ne onorează și cărora le mulțumim din suflet. Școala este locul fundamental al devenirii noastre. Este locul unde ne întâlnim cu ceilalți, unde ne depășim propriile individualități și singurătăți, unde învățăm lecția și deschiderea către cei din jur. Școala înseamnă cultură, înseamnă știință, dar și morală și spiritualitate. La început de drum, în anul școlar 2019-2020, îmi exprim încrederea în competența și dăruirea profesorilor și învățătorilor, în buna lor credință de a modela personalități, de a oferi exemple de viață și profesie. Vouă, dragi copii, vă doresc multă baftă în acest an școlar. Voi sunteți cei în care investim astăzi pentru un viitor mai frumos și mai curat. Avem o școală de prestigiu, cu profesori valoroși și cu copii minunați, premisele unor rezultate pe măsură. Împreună, dascăli, învățători, profesori, elevi, părinți, comunitate, să ne unim forțele, să fim alături de cei care pornesc pe drumul cunoașterii, al descoperirilor și a formării personalității. Îmi face o deosebită plăcere să vă prezint invitații noștri de astăzi, domnul primar al municipiului Călăraș, Daniel Ștefan Drăgulin, domnul președinte al Consiliului Județean, Vasile Iluță, domnul director în Consiliul Județean, domnul și părinte totodată la noi în școală, domnul Eduard Grama, și doamna inspector Magiaru, reprezentantul inspectoratului. Vă mulțumesc din suflet, am să le dau cuvântul și încă o dată vă urez multă baftă în următorul an școlar. Dincolo de ceea ce a spus doamna director că înseamnă școala în viziunea, în viziunea dumneaei, eu simt că școala înseamnă emoție și nu pot să vă spun ce e în pieptul meu, pentru că școală două sufletele care sunt copiii mei, încep și ei astăzi școala. Vreau să vă doresc din inimă sănătate, succese și să știți că aveți în mine un prieten, așa cum întotdeauna am fost. Mai mult decât atât, am coordonat o inspecție generală în această școală, care a demonstrat, nu doar atunci, că este o școală de elită, care deține un corp profesoral extraordinar. În ochișorii elevilor citesc inteligența și mândria pe chipul părinților. Să vă dea Dumnezeu sănătate, putere și să ne revedem cu bine în anii următori. Mult succes! Bună ziua tuturor, doamnelor și domnilor profesori, stimați părinți, bunici, dragi copii, sunt onorat să particip astăzi la deschiderea anului școlar 2019-2020 la școala numărul 1, din mai multe motive. 1. Mama mea a fost eleva liceului de... Acum era pe vremea pentru învățători și o parte din perioada în care am învățat și în această școală. 2. Școala numărul 1 este, pot să spun, emblema municipiului Călăraș din rezultatele obținute și din punct de vedere arhitectonic. Pentru că veni vorba de problemele școlii și pe care domnul președinte le-a ridicat, împreună cu conducerea școlii generale, cu doamna director, suntem în fază avansată pentru lucrările de
reparații, ca să spun așa, urgente, este vorba de acoperiș, după care va urma o evaluare și vom intra în reparații generale. Dar pentru că este monument, e un monument istoric, cultural, autorizațiile se obțin foarte greu. Și să știți că nu am stat degeaba până acum și am încercat împreună să rezolvăm cât mai multe probleme și să facem cât mai mulți pași. În altă ordine de idei, vreau să vă mulțumesc și până acum, și de aici încolo, pentru înțelegerea de care dați dovadă. Pentru că în această perioadă, după cum vedeți, pe strada Grivița se lucrează. Și vor fi zile, săptămâni poate, când va fi defiată circulația. Vreau să am din partea dumneavoastră înțelegere. Fără efort, fără înțelegere, fără acceptare din partea dumneavoastră, ne va fi greu. O să fiți alături de mine, pentru că ceea ce se întâmplă în municipiu nu facem noi pentru Drăgulin, facem pentru toată comunitatea. La sfârșit vreau să le urez tuturor, domnilor și doamnelor profesori, părinților, bunicilor, sănătate, iar copiilor putere de muncă, să vă împliniți visurile pe care vi le doriți și rezultatele să fie pe măsură. Sunt convins, așa cum știu pe domnii și doamne profesori, că vă vor transmite tainele învățatului. Vă vor transmite ceea ce știu ei cel mai bine, iar voi să deveniți niște viitorii tineri de rădejde. De toate, sper la muncă și toate gândurile de bine de partea noastră. Știu că se străduiesc din tot sufletul, cu toți. Știu că munca lor este nu dublă, triplă la clasă, dar știu că sunt plin de har, astfel încât în ochii fiecărui copil să apară speranța, în ochii fiecărui părinte să apară speranța. Le doresc putere de muncă, răbdare, să descopere potențialul fiecărui copil și să-l facă, dar și să-i dea încrederea că mâine va fi mai bun decât astăzi. Multă sănătate, multă răbdare, multă putere de muncă, să adunați bucurii de-a lungul anului școlar și sunt convinsă că prin calitatea corpului profesoral de la școala specială veți culege astfel de bucurii. Vă mulțumim! În continuare îi dau cuvântul doamnei inspector pentru învățământ special, Corina Magiaru. O persoană atât de dragă și de implicată și toate mulțumirile îi le adresez dinainte. Vă dau cuvântul, doamna inspector. Dacă voi putea. Am plâns și ieri și plâng și astăzi. Este un vis împlinit. Am avut senzația că voi controla emoțiile, dar nu. Dorina, omul pe care cu toți îl iubim, știe că am avut un vis comun. Acela de a înființa o școală specială. Pentru că Dumnezeu ne iubește pe noi toți, s-a întâmplat mai mult decât visul de a înființa o școală specială. S-a întâmplat să avem și un spațiu generos. Un spațiu așa cum îl meritați. Nu găsesc cuvintele să descriu ce emoție simt astăzi, pentru că în sfârșit aveți și dumneavoastră locul cuvenit. În sfârșit veți învăța în spații corespunzătoare. În sfârșit nu vă veți mai deranja unii pe ceilalți, învățând în spații împărțite cu rigid, și știți bine cum au fost anii anteriori. În sfârșit veți avea respectul pe care îl meritați. În continuare am senzația că trăiesc un vis, dar m-am ciupit mai devreme și am realizat că nu e vis, e realitate. Și am mai realizat ceva, că visele se îndeplinesc doar dacă le ai. Așa că haide să credem cu toții în vise. Vă doresc din suflet sănătate multă, succes și știți, așa cum am spus-o întotdeauna, că în mine aveți un prieten, în Dorina aveți un prieten, în Inspectoratul Școlar General aveți un sprijin. Toate cele bune! Vă mulțumim, doamna inspector. Acum îi dau cuvântul domnului președinte, care a fost nu punct de echilibru în toată povestea aceasta cu care ne confruntăm de 2 ani de zile, a fost totul. Vă mulțumesc, dau cuvânt. Mulțumesc, doamna director Petru. Ce pot să spun? Aici e studian școlar,
prima zi, emoții multe, mai mult la părinți decât la copii și la copii pentru că vin din nou la școală. Acest vis pe care spunea mai devreme doamna inspector Magiaru a fost spus prima dată în 2015, cum a spus doamna inspector general Caraion și doamna Vulpoiu prezentă la acel eveniment, invitat de doamna Lupu și de domnul Neață să sprijin pomul de iarnă al copiilor de la școala specială. Eu am crezut că vin la școala specială să găsesc copii speciali. Și vreau să vă spun că am rămas surprins când am venit și am văzut copiii dumneavoastră și am zis că nu e posibil ca într-un spațiu așa de restrâns să puteți să vă desfășurați activitatea. Uitați, în anul 2015 eram parlamentar, Dumnezeu lucră prin oameni și în anul 2016 am ajuns președinte al Consiliului Județean. Și atunci inițiativa doamnei Magiaru și a doamnei director au spus de ce nu avem la Călăraș școală specială cum celelalte județe le au. Acest vis a devenit realitate datorită echipei școlii speciale, așa cum o numim noi în termenii inspectoratului de învățământ, cu toți factorii care au decis, doamna inspector general Caraion, care s-a ocupat îndeaproape ca noi să mai prelungim un an, că n-am fost atât de harnici să putem să preluăm liceul și să-l modernizăm. Uitați că anul acesta s-a întâmplat, chiar dacă au fost multe lucruri de rezolvat în cadrul administrativ al Consiliului Județean, să putem să preluăm în proprietate și să putem să modernizăm această școală. O să avem și mobilier nou, am repartizat tot ce a fost posibil să putem să vă asigurăm că anul 2019 va fi un an special pentru copiii dumneavoastră, pentru profesorii, pentru învățătorii care se preocupă zi de zi pentru educația copiilor dumneavoastră. Cred că dumneavoastră trebuie să aveți încredere în echipa profesorală și în echipa inspectoratului școlar, că eu ca administrație fac echipă, inclusiv cu dumneavoastră, părinții, să fie mai bine în anul 2019. Succese mari 2019, început de an școlar. Vă mulțumim! Mi-am pregătit atâtea cuvinte, domnul președinte, să vi le adresez astăzi și doamna inspector general. Întotdeauna ușa dumneavoastră a fost deschisă și absolut toate solicitările au fost aprobate. Ați aprobat necesarul de dotare care va veni în perioada imediat următoare, au fost lansate comenzile, iar astăzi fiecare clasă va primi un pachet cu materiale didactice, dar de casă nouă, tot din partea domnului președinte, Consiliului Județean. Hai să intervin. Nu dau banii de la mine, de la Iliuță. Banii sunt ai Consiliului Județean, sunt taxele și impozitele dumneavoastră care le plătiți la stat, iar eu, prin solicitarea doamnei director, i-am repartizat, am aprobat să fie direcționați către școala specială. Da, banii a fost aprobat solicitarea noastră, dar dacă nu spuneați dumneavoastră se aprobă așa de ferm și de mare pe solicitare, nu cred că erau acum aceste materiale didactice aici. Vă mulțumesc din suflet. Doamna director, cred că meritele sunt ale dumneavoastră. Vă bateți, veniți, stați la mine la ușă, încercați, nu plecați până nu mă convingeți că e nevoie de fiecare milimetru, centimetru de aprobare pe acea cerere, că nevoile înființării noi școli speciale trebuie să le aducă oamenii care sunt puși pe funcții vremelnic, așa cum a spus doamna inspector general, și noi trebuie să ne aducem aporturi pentru ca dumneavoastră, părinții, să vă dați seama că noi lucrăm pentru dumneavoastră, suntem puși de dumneavoastră pe funcții și noi trebuie să arătăm că suntem preocupați ca lucrurile să meargă mai bine de cum le-am găsit. Așa că, doamna director, felicitări pentru dumneavoastră, pentru ce faceți.